La primele ore ale dimineții, Bergea Mondial a fost adus la Curtea de Apel Pitești, în dosarul în care el și fica lui sunt acuzați că ar fi încercat să mituiască un gardian. Sandu Anghel susține că, de fapt, voia să facă un denunț împotriva unui angajat al penitenciarului Colibaș. Interlopul este convins că noul dosar are rolul de a-i determina pe membrii familiei sale să nu mai aducă noi probe în scandalul cu fratele președintelui Băsescu. Nu mi-a luat în considerație, dar drogurile care intră în penitenciar... Dacă nu e stare ăștia de la SIPA. Pentru ce susțineți că ați fost arestat? Am fost, asta e un șantaj al lui Băsescu să nu fac denunțul sacii de euro care mergea un por la Constanț. Și mi-a stupat gura cu dosarul ăsta. La curtea de apel a ajuns și fica lui Sandu Anghel, Izaura, și ea a declarat că este nevinovată, iar acuzația de dare de mită este o răzbunare. Îmi spunea gardianul din penitenciarul Colibaș să întorc declarația pe care am dat-o pentru Mircea Băsescu, să spun că... banii care s-au dat pentru un împrumut, nu s-au dat pentru eliberare. Dar cum îl cheamă pe gardian? Nu știu. Ce urma să primești în schimb dacă întorceai declarația împotriva lui Mircea Băsescu? Să fiu eliberată și eu și soțul meu. Curtea de apel Pitești a admis amânarea până joi a judecării contestațiilor formulate de Bergea Mondial și fica sa, Izaura Anghel, față de măsurile preventive dispuse de Tribunalul Argeș în dosarul mituirii unui agent de la penitenciarul Colibaș. Săptămâna trecută, Izaura a fost plasată în arest la domiciliu.